A primit citație să se prezinte la DNA imediat după revelion în dosarul Teldrum. Surse spun că toți inculpații au fost chemați pentru a li se aduce la cunoștință rezultatele expertizei tehnice făcute în acest dosar. Ne explică Corina Matninski. Bun găsit tuturor! Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost citat telefonic de către procurorii anticorupție pentru a se prezenta imediat după revelion la DNA. Spun surse din anchetă că trebuie să îi se comunice rezultatul expertizei tehnice care a fost făcută deja în acest dosar. Pe 3 ianuarie ar trebui să meargă liderul PSD la Direcția Națională Anticorupție să ridice cel mai probabil un CD cu rezultatele acestei expertize. La fel trebuie să facă și toți ceilalți alți inculpați din acest dosar. Spun surse din anchetă că toți au fost citați din aceleași motive. Trebuie să vadă rezultatele acestei expertize pentru a vedea dacă le vor contesta sau nu. Este o vizită pe care o va face liderul PSD, cel mai probabil însoțit de un avocat. Un dosar extrem de greu în care Liviu Dragnea are 5 acuzații de la grup infracțional organizat, abuz în serviciu, dar și fraudă cu fonduri europene și vorbim de acuzații făcute pentru perioada în care liderul PSD era președintele Consiliului Județean Teleorman. Așteptăm să vedem exact ce se va întâmpla pe data de 3 ianuarie, dar și ce se va întâmpla mai departe cu acest dosar după ce li se va comunica această expertiză tehnică. Liviu Dragnea le-a răspuns deja procurorilor care l-au chemat imediat după revelion la sediul DNA. S-ar putea să fie urăcit, spunea. Acesta aluzie la refuzurile repetate ale primei doamne, Carmen Iohannis, de a merge la audier la parchet. Mai sunteți citat la parchet? Încă nu. Încă nu. Mă gândeam să ne... dacă veți mai fi citat... Că... Pe ce să nu mă duc? Da, asta mă gândeam. Să ziceți că sunteți în vizită de stat Iohannis... Oriunde, nu știu. Viză de stat în Vaslui. Vizită de stat în Vaslui, ar putea să fie? Sau sunteți răcit, de exemplu? Și acum sunt. Sunteți răcit. Și acum sunt. Da, ați venit la emisiune, dar... Păi da, n-am fost citat, am fost invitat. Exact. Și, iertați-mă, totuși este un drept al unui om să nu vină. M-am gândit să fac experimentul ăsta. Nu știu dacă mai mă cheamă, dar eu cred că mă cheamă un cheșelul. Am zis că umblă acum la un mandat de aducere, clar. Să vedem.